Felicitări! Portalul lunii septembrie, ai primit un premiu deosebit. Da, nu prea te văd cu mănuși apărând. Ce o să faci? Păi, ca și celelalte, le pun în rama cu trofee și o să dau fiilor mei că și ala micul joacă fotbal la CSA Steaua. Tu aperi fără mănuși aici. Da, nu pot să apăr cu mănuși când mi-alunecă mingea. Nu simt. Povestește-ne un pic, dă-ne din casă, din secretele tale, că ai o linie foarte bună. N-am niciun secret. M-am întâlnit cu băieții odată la un fotbal cu tătice la grădiniță și mi-au zis continui cu ei. Nu am niciun secret. Vin aici, dau totul ce e mai bun din mine și cam asta e. Sunteți campionii ultimelor două ediții și anul ăsta stați foarte bine și în cupă și în campionat. Care e rețeta succesului vostru? Păi cred că este grupul în primul rând, nu avem individualități, jucăm toți pentru aceeași, pentru victorie și cam atâta, nu tragem fiecare pentru el. Când vă certați pe teren, cât de repede vă împăcați? Păi foarte, foarte repede, cred că domnul Robert Kelemen, care e și are și echipa, ne ajută să ajungem cu picioarele pe pământ și să reîncepem calm jocul. Deci totul se termină la o bere după meci? Da, în mare parte da. Nu avem... nu ne certăm prea tare, nici după meci, nici... Am venit aici de distracții doar. Cum vă simțiți la victorii? Cum e experiența la victorii? Experiență frumoasă, a început să fie din ce în ce mai greu, nu știu dacă o să mai facem față. De ce? Poate și din cauza vârstei, poate și din cauza că au venit echipe noi și tinere, dar venim cu plăcere în următorii ani. Cum e să ai în față fost jucători de Liga Campionilor? Cernat, Petre Marin, Nicoliță, Tamaș? Foarte greu, foarte, foarte greu. Nu știu dacă a mai zis cineva, din 5-6 metri nici nu vezi mingea, dar totul e... Eu sunt și mai mare și poate am și un pic de noroc, nu mai mult. Stai la penaltiuri apărate? Cred că am unul, doar unul anul ăsta. Uite mănușile unui specialist, poate te ajută? Da, cum să nu, cum să nu, mă ajută mult. Ce portar urmărești și cu ce portar ai crescut așa de copil? Nu pot spun, nu prea urmăresc fotbalul, dar ca și portar poate și Duca Dam a fost un exemplu pentru România în primul rând, că în rest sunt portar mari peste tot. Mulțumesc. Cu plăcere și eu mulțumesc.